Salutare și bine v-am regăsit la un nou proiect Sound Identity. Avem la bază un Skoda Octavia 2, varianta combi, la care ce vom putea face dacă nu vom monta o cameră de monitorizare trafic. Da? Acest sistem este unul foarte drăguț, inteligent și foarte util, da? Varianta Blue Lens, care are aici, dacă observăm, inclusiv permiterea de card, cititor de card de 32 de giga, care va filma și va prelua toate filmările, care îl putem extrage și putem să-l descărcăm pe un laptop sau orice altceva, dispozitiv. Așa, este mișto, este dedicat, deoarece este expre pentru această variantă. Vom extrage acest plastic original, vom implementa acest nou plastic cu acest nou gadget, da? După care, foarte frumos și elegant, vom trece la partea de trasare cabluri și vă facem o probă directă de pe telefon, cum va vedea prin aplicația descărcată, și să vedem ce frame-uri și ce poze putem face cu el. Ok? Deci ar fi, ea vă monitorizează permanent, de exemplu, ții în față, ai orice incident, poți să vezi dacă zgârie cineva mașina, vede undeva la 170 de grade, dacă ții în fața casei, dacă cineva vrea să-ți rănească casa sau roleta sau ușa sau orice altceva, poți să fie acest ochi un martor perfect vizual în acest caz. Ok, hai să demontăm partea originală, să implementăm această nouă carcasă, după care chiar să vedem finalul. S-a extras partea de plastic OEM original. Am început să punem ceea ce este noua lui înfățișare. Am vrut să vă arăt așa pe jumătate, după care acum voi capsa și voi trage firele aferente pentru a fi perfect conectate. Rezultat final încerc să vi-l prezint inclusiv din exterior. Iată, acolo este gata montat. Iată-l și aici, practic gata montat. Perfect, fără nicio problemă, fără niciun deranj. Așa. Să intrăm puțin pe interior. Iată cât de ok este, deoarece vine inclusiv în acest stativ care l-am eliminat și acum va fi super perfect, exact cum trebuie. Are lentila în față, acum filmează. Iată, avem aici filmarea care este realizată de această cameră. Iată că va merge un așa zis, un domn în fața noastră și vede foarte larg. Ce înseamnă foarte larg? Iată cât de mult vede aici. Deci ne vede inclusiv după contoarele de gaz, da? Deci de acolo așa vede inclusiv și roleta de acolo, este destul de bine. Plus îmi vede până la terminația de garaj. Deci vede undeva la 160-70 de grade, vede foarte, foarte bine. Acum voi ieși eu un pic afară și voi încerca să mă văd pe această cameră. Iată, se sesizează inclusiv și timpul, data, ora, tot. Ceea ce mai este de explicat în acest sistem, că în cazul în care este cineva cu dumneavoastră, poate să fie inopinant sau fără să vreți, acest sistem înregistrează inclusiv audio în interior, deci ceea ce vorbiți sau convorbirile pot fi puse pe înregistrare sau pot fi puse pe poziția mut. Țin să menționez de ce este această opțiune, că în cazul în care vă agresează cineva în mașină și nu știe ceea ce sistem aveți aici, vă înjură, vă agresează, vă amenință, da? Puteți avea o mică dovadă din acest punct de vedere. Hai să vedem acum, când vom ieși afară, am extras din suportul lui, și să rămânem în raza de acțiune, să vedem dacă ne va sesiza practic partea de cameră. Iată-ne intrând în cadru. Iată cum suntem sesizați și mă văd aici eu. Eu sunt Sandu, cel care vă tot filmează multe din proiecte, da? Deci iată-ne acolo, suntem perfect sesizabil, da?
Deci în ambele părți, acum sunt la partea cu roletă, da? Deci eu am venit practic în frontul stânga mașinii și se vede în dreapta, deoarece este în oglindă momentan această situație. Da, dar ceea ce trebuie să știu că sunt aici, deci sunt vizibil perfect. Iată, să mă îndrept practic de acest autoturism. Ok? Așa. Bun. Păi ce mai pot să vă zic, că asemenea produse avem inclusiv față, inclusiv spate, da? Deci putem monta în toate variantele disponibile. 24 din 24, exact cum este și acest sistem. Plus putem pune și pe spate această variantă. Dacă vrem cu camera pe interior, dacă vrem cu camera pe exterior, depinde ceea ce vrem să practic filmăm. Ok? Aplicația este foarte simplu de accesat, este această aplicație LuckyCam. Depinde cum îți faci tu și îți poziționezi partea de privire. Aici poți să faci fotografii, da? Doar că trebuie să-i dau stop record și atunci poți să-i dau fotografie, poți să-i opresc microfonul interior, de să nu mai înregistreze pe interior. Poți să fac foarte multe opțiuni care sunt avaiabile. Bun! Cu toate acestea, tot ce vă mai pot spune, că le găsiți pe www.soundidentity.ro, da? /proiecte, unde vedeți mai multe proiecte de la noastre, unde am schimbat sistemul de navigație, punem sistem mai mare, tot așa putem pune acest sistem de cameră, practic de monitorizare, care ce face? Se poate direct proiecta în sistemul de navigație. Avem carpet urmar de 10 inci, da? Avem de 8 inci, de 9 inci, de 7 inci, toate variantele, putem pune cameră față-spate, putem pune monitoare în tetiere și multe, multe alte opțiuni care le doriți. Totul este, dacă doriți, vine vara, putem pune sistem de pornire din telefon, telecomandă, pager sau din ceas inteligent și porniți clima, aveți mașina răcoroasă pe când vă reîntoarceți la mașină, da? Și repet, multe, multe soluții. Totul este să ne căutați pe www.soundidentity.ro/proiecte, pe Facebook Sandu Vancea sau Sound Identity Hifi Oradea, iar pe canalul nostru de YouTube, dacă ne căutați, ne găsiți ca și Sound Identity, intrați, vă abonați, pentru ca să aveți acces full la playlist, iar în playlist găsiți Skoda, găsiți și tot ce înseamnă Audi, BMW, Mercedes, intrați și vedeți foarte multe variante, mai ales, repet, sistemele astea de navigație care ne-a schimbat și camere dedicate foarte frumoase, vedeți foarte multe diversificități de produse. Eu am fost Andu, vă mulțumesc, dacă v-a plăcut acest vlog, vă mai aștept pe restul lucrărilor noastre. Mersi, pa, pa, la revedere!